Vreau să înțelegem că 11 decembrie nu este viitorul PSD ce se va întâmpla. Este viitorul României. Dacă vom fi în viața de viitorul României, cred că trebuie să ne schimbăm. Ieri am fost, și vă spun cu sinceritate, am fost marcat, profund marcat, exact ce am văzut la mănăstire la Peștor. Era hramul bisericii și a fost cu domnul Bobora. Au fost vreo 9 episcopi și v-au dat un exemplu. Episcopul Păstorului și Românului a venit de acolo, de la distanță, aici la noi, la Părântul Părintele Părintele Arsenea Popa, cu 60 de preoți. Vă puteți imagina ce în țară? Cu 60 de preoți. A fost înalt preasfințitul mitropolit al Ardealului, Laurențiu Streza, și am făcut niște discuții. Și când i-a spus înalt preasfințitul, nu prea sfințea voastră. Dacă nu suntem atenți, România asta se va duce într-o parte în care nu se atâta mai bine adusă cândva. Și aveți dreptate, dar vreți să ne continuăm, dacă vreți să ne continuăm despre politică, să-mi spuneți de ce parte îi participa. Am rămas chiar surpriză. Și zic, da, din PSD, parte din 1990 și vreau. Ne-am apucat și a spus, da, sunteți singurul partid care ne puteți salva România. Și eu am răspuns la toți colegii mei și ne-am spus-o să vorbească cu oamenii, să-i îndemnăm să voteze cu PSD-ul ca oară. Fiecare nu sunt și cu oară și cu PSD-ul. Și spunea în alt preasfințitul, zice, eu mă învârt în sfere și mai mare. Și mai mare. Și știe foarte bine și dacă vreți, vă spun eu cum este USR-ul plătit de Sioroș. Sioroș este un cetățean american de origine maghiară, care niciodată nu o să uite că Ardealul a fost alipit patriei mamele a României și femeia lor. N-a fost niciodată. Și ce ar trebui să și fel de metode. Iată că și biserica acum se atreze la realitate și îmi pare rău că i-am spus și asta, dar zic, în 2004, de ce n-a spus, 2014, de ce n-a spus asta? Dintr-o mare față bisericească, dar nu vă dau numele, spunea, poate și ăla e om, și ăla e om. Nu ne vă gândim. După ce au văzut acum atacul, dragii mei, care se face împotriva bisericilor, fie de orice cult, mai și în special a bisericii ortodoxe române, care e majoritară în țară, acum și-au dat seama și în altele fețe bisericii, ceea ce se va întâmpla cu România. Așa că eu vă rog din suflet și vă mulțumesc pentru aceasta, chiar din suflet vă mulțumesc pentru aceasta adunare pe care am făcut-o și pentru numărul mare care a venit, să fim uniți și cred că Dumnezeu ne va ajuta.